Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, vă invit să vă ridicați să dăm cinste cuvântului Dumnezeu și să citim cuvântul din seara aceasta. Din a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 2, începând cu versetul 12. 2 Petru, capitolul 2, versetul 12. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însă stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuri la mesele de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legi. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. De furtuna lor este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie, lucru de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robe stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Amin. Luați loc, vă rog. Frați și surori, îi mulțumim Domnului pentru acest har pe care l-avem să avem Sfânta Scriptură. Mulți ar dori să o aibă și nu o au. Și din păcate mulți dintre cei care o au, o folosesc într-un mod greșit. Și vreau în această seară, mesajul pe care l-am pentru noi, pentru fiecare, l-am intitulat Bătălia Diavolului pentru mintea credinciosului. Pentru că tot ceea ce este în acest text și ceea ce dorește Apostolul Petru să ne arate nu este doar o luptă între funcții la biserică, nici de cum. Ci el dorește să scoată în evidență, de fapt, această luptă spirituală, care dincolo de orice cuvântare pe care noi o vom avea în bisericile noastre, este de fapt o luptă spirituală. Este de fapt această bătălie pentru mintea credinciosului. Fiecare persoană care trece pe la acest amvon și nu numai, fie că pe aici, fie că sunt în sălile de la școală duminicală, este un formator de opinie. Aduce o idee, aduce un cuvânt. Și cei care îl ascultă, îl iau de bine, îl iau de bun. Și ușor, ușor, începem ca să ne formăm o teorie, o teologie despre anumite aspecte. Dacă puteți să dați drumul și la slide. Capitolul 1 este vorba despre cunoașterea Domnului. Capitolul 2, cel pe care din care am citit, este vorba despre cum diavolul va încerca să împiedice această cunoaștere adevărată. Este felul și instrumentele pe care diavolul le va folosi pentru creștin ca să-l împiedice să-l cunoască cu adevărat pe Iisus Hristos prin răstălmăcirea Scripturilor.
Cuvântul acesta, răstălmăcire, dragii mei, este de fapt un cuvânt care înseamnă o interpretare tendențioasă, o interpretare voită greșit. Și voi interpreta un text din Scriptură ca să-mi cadă mie bine, pentru propriile mele interese, și de cele mai multe ori răstălmăcirea aceasta se face ca să-i controleze pe ceilalți. Apostolul Pavel a avut și el de-a face cu astfel de oameni. Nu direct. În biserica din Colose, pe care el a plantat-o acolo, au venit niște oameni care au vrut să fure această sămânță. Și cât timp el era închis la Roma, a venit Epafra și a zis: Pavel, avem niște oameni care fură această sămânță. Și toate lucrurile pe care tu le-ai spus frumos, au început să le reinterpreteze, să le răstălmăcească, și din păcate cei care au ascultat, au auzit cuvântul tău, Pavel, li s-a părut mai interesantă calea cealaltă. Petru ne avertizează în acest pasaj iarăși despre astfel de oameni. Și dragii mei, trei personaje foarte importante care ies în evidență. Primii sunt prorocii mincinoși. Am auzit și la rugăciune. Vor fi. Au fost pe vremea apostolului Petru, au fost pe vremea apostolului Pavel. Vor fi și pe vremea noastră. Și din păcate trăim acele vremuri. Oameni care vor învăța, a doua categorie, învățători mincinoși. Oameni care vor lua cuvântul lui Dumnezeu și îl vor întoarce și îl vor răstălmăci tendențios pentru buna lor plăcere și să le cadă bine lor și să ducă în eroare credincioșii din biserică. A treilea personaj din acest pasaj, credincioșii din biserică. Pentru ei să bate apostolul Petru și vrea să dea pe față și pe prorocii mincinoși și pe învățătorii mincinoși, pentru că acești credincioși care au primit, au acceptat și au început să-L cunoască cine este acest Dumnezeu Iisus Hristos, vrea să-i păstreze curați. Dar din păcate, credincioșii din acea biserică au fost vulnerabili. Și credincioși vulnerabili avem și în bisericile noastre. Oameni care de-abia încep să meargă împreună cu Domnul, de-abia încep această călătorie frumoasă. Și acești credincioși erau un pericol. Și este foarte frumos aspectul în care apostolul Petru prezintă și parcă face așa un portret robot. Cine sunt acești oameni care duc poporul în rătăcire? Cine sunt acești oameni care duc poporul în rătăcire? Și cam pe fiecare verset, începând cu versetul 10, avem câte o caracteristică la astfel de oameni. Prima și una dintre cea mai puternică caracteristică, și aici vorbim despre caracter, sunt acei care sunt îndrăzneți și încăpățânați, sau altfel spus, obraznici și mândri. Una este să știi cine ești, și apostolul Pavel vorbește că nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă de cum se cuvine. Și înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să știm cine suntem, trebuie să ne cunoaștem identitatea, dar nu cu obrăznicie, nu cu tupeu. Pentru că, dragii mei, să știți că Duhul Izabelic vine și la bărbați, nu-i numai la femei. Și peste astfel de oameni a venit acest Duh, obraznici și mândri. Apoi, dobitoace fără minte. Felul în care îi cataloghează apostolul Petru pe astfel de oameni, vorbind de oameni care nu au rațiune, ignorând întunericul. Adică e atât de mândri și orgolioși, se cred, încât se crede atât de puternici față de întuneric, față de diavolul, încât îl ignoră și vorbesc cu atâta ușurință despre întuneric.
Sunt mulți din păcate care ignoră întunericul. Sunt mulți din păcate credincioși care spun că nu cam toate lucrurile sunt adevărate despre diavolul. Nu toate lucrurile care prezintă pe diavolul atât de puternic sunt adevărate. Dragii mei, nimic mai fals. Să nu uităm cine a fost acest Lucifer. Să nu uităm că a fost sub Dumnezeu. Să nu uităm ce autoritate a avut, ce putere a avut. Felul în care a venit diavolul și și-a organizat împărăția întunericului pe acest pământ este identică cu împărăția lui Dumnezeu. Toată structura cum o are Dumnezeu în împărăția lui, exact așa a împărțit-o și diavolul pe acest pământ. Este bine organizat, este foarte puternic, trebuie să știm. Ca să îl poți învinge pe vrăjmaș, trebuie să-l cunoști, trebuie să știi ce poate. Și slavă Domnului că Cel ce este noi este mai puternic decât El. Dar totuși trebuie să știm cine este și ce putere are. Întinați și spurcați. Aceștia sunt cei care sunt plini de păcate sexuale. Oameni care pun accent pe plăcerea de o clipă, așa cum spune Apostolul Pavel. Oameni care vorbesc și manipulează totul înspre interesele lor. Fântâni fără apă. Pentru prima oară am călătorit aici în Arizona și mă uitam la atâta uscăciune și imediat mi-a venit acest pasaj de la fântâni fără apă. Când vezi o fântână, imediat te duci, te aștepți să găsești apă acolo. Te duci și vrei imediat să te răcorești, să-ți adăp setea. Dar e doar o imagine de fântână, pentru că oamenii aceștia n-au nicio resursă. Oamenii aceștia doar pozează în ceva frumos, doar ambalează lucruri stricate în ceva frumos și îi fac pe alții care sunt naivi să alerge către ei, dar ei sunt o mare, mare dezamăgire. Nori alungați de furtună. Este foarte frumos, la acestea mă uitam că așteptam duminică ceva strop de ploaie aici. Și ziceam, așteptam, wow, poate că vedem niște nori. Dar s-au spulberat repede visele, că treptat a doua zi și norii nu mai erau. Sunt oameni care dau speranțe deșarte și ei cred prin minciuni, prin expresii măgulitoare, prin adevăruri care sunt doar de jumătate, dau speranță oamenilor. Și mulți se duc după ei. Dar la final nu au altceva decât dezgust, pentru că ei nu au substanță genul acesta de oameni. Și o ultimă caracteristică, robi ai stricăciunii sau sclavi ai corupției. Când doi orbi încearcă să călăuzească unul pe celălalt, amândoi vor cădea în groapă. Dragii mei, fiecare persoană care va mânui cuvântul lui Dumnezeu, dacă va învăța pe cei mai micuți și vor avea una dintre aceste caracteristici, să știți că nu sunt de la Domnul. Învățătura lor nu este de la Domnul. Felul în care ei doresc să amăgească nu este de la Domnul. Poate de-aia pic înainte că ceva nu mai funcționează. Amenințarea pe care o au acești oameni în biserică și față de cei din biserică este cu atât mai mare, dragii mei, cu cât acești oameni erau din biserică. Și felul în care oamenii aceștia au știut cum să se integreze, s-au infiltrat tocmai în inima bisericilor, acolo de unde izvora direcția gândirii,
trei mari caracteristici unei biserici, unde este direcția gândirii, a trăirii și lucrării întregii biserici. Pentru că cârma bisericii este gândirea ei. Felul în care biserica îl urmează pe Hristos este că acea biserică a început să-și asume gândirea lui Hristos. Direcția pe care merge o biserică este o biserică în așa fel care ea se confundă cu lucrarea lui Iisus Hristos. De ce au fost numiți creștini în Antiohia? Cuvântul acesta, de fapt, creștin, a fost o bajocură, a fost o poreclă. Și cuvântul acesta a venit de la mici Hristos. De ce? Pentru că eu văzut pe bărbații aceia, pe femeile acelea, că ei făceau lucrurile pe care le făcea Hristos. Și tocmai în inima acestei biserici, diavolul a infiltrat astfel de oameni. Cârma bisericii este gândirea, iar învățătura pe care o primește biserica va da roade, va crește. Pentru că dacă biserica nu va primi învățătură sănătoasă, dragii mei, dacă biserica nu va primi învățătură sănătoasă și creșterea este posibilă doar atunci când laptele duhovnicesc cuvântul lui Dumnezeu este curat. Pentru că fiecare dintre noi a fost un moment în viața noastră în care am apelat la acest lapte duhovnicesc. La începutul călătoriei noastre cu Iisus am gustat din acest lapte duhovnicesc. Și tocmai acest lapte duhovnicesc era cuvântul lui Dumnezeu. Au venit oamenii aceia să-l strice, să-l altereze. Și e clar că momentul în care se alterează, se răstălmăcește, este stricat. Creșterea nu are cum să mai aibă loc. Și atunci, pericolul alunecării devine iminent. Pericolul alunecării devine iminent. Ceea ce a văzut apostolul Petru a fost că dacă îi lasă pe oameni aceștia și nu-i dă pe față și nu-i scoate în evidență. Și vedeți, nu sunt aici pus niște nume, pentru că noi nu vorbim de nume de oameni, noi vorbim de învățătura lor. Și acei oameni care vorbesc greșit și acei oameni care interpretează greșit cuvântul lui Dumnezeu și ei au nevoie de mântuire și ei sunt iubiți de Hristos. Și apostolul Petru n-a dorit să facă o rupere în biserica aia, să arunce în stânga și dreapta. A dorit doar să dezvăluiască un caracter, un comportament a celor care vor strica acest cuvânt scump al lui Dumnezeu. Așadar, dușmanul își infiltrase acest agent în însăși inima bisericii, acolo unde se dădea bătălia pentru mintea credinciosului. Dragii mei, dacă am fi sinceri cu noi înșine, am venit de multe ori la casa Domnului, ne rugam, poate eram pe genunchi, dar reușea diavolul cumva cu o îndoială, cu o grijă, să-mi ia mintea de ei și să-mi o ducă undeva unde era acea grijă și să mă rupă de contextul acesta al părtășiei, al Bisericii lui Hristos. Mintea, dragii mei, este un loc sacru în viața unui om. Este un loc sacru în viața unui om. Să nu uităm că nașterea din nou a fost posibilă prin pocăință, și anume metanoia, înnoirea minții. Și apostolul Pavel accentuează să vă transformați în fiecare zi prin înnoirea minții voastre. Și în fiecare zi să gândiți altfel despre voi, despre cei de lângă voi, despre Hristos, despre lucrare, despre Duhul Sfânt, despre cine sunteți voi ca oameni. Să vă transformați în fiecare zi.
Și diavolul aici a dorit să lucreze. În capitolul 1 din 1 Petru, versul 22, vorbește despre această transformare petrecută în urma auzirii adevărului și a ascultării de el. În urma auzirii adevărului și ascultării de el. Credința vine în urma propovăduirii a unui cuvânt curat, pur, nu a unui cuvânt alterat. Nu poți să primești pace, nu poți să primești liniște atunci când auzi ceva, parcă te zgârie pe ureche, când auzi anumite teologii, când vezi anumite manifestări într-o așa zisă biserică, care n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care aleargă să vină neapărat la amvon, oameni care își doresc din toată inima să fie aici în față, doar să mai văd eu un pic pe internet. Le spuneam bisericii pe care o păstoream, întotdeauna să știți că aici e mai cald decât în sală. Cât de mult aer condiționat ați dat drumul aici, aici întotdeauna e mai cald decât în sală, să știți. Pentru că de fiecare dată îi spuneam unui tânăr de la seminar și am zis, de fiecare dată când vii aici, dacă nu ai emoții, nu mai ai ce căuta acolo. Pentru că tu ești responsabil de fiecare cuvânt pe care îl dai oamenilor. Oamenii vor merge acasă și vor zice, fratele a zis asta, fratele a zis cu tare lucru, pastorul a zis lucrul acesta. Și încep să formezi viața unor oameni și încep să șlefuiești viața unor oameni. Vai de cei care vor duce rătăcire. Vai de cei ce vor duce rătăcire. Dar un aspect pe care aș vrea să-l accentuez, dragii mei, este și despre mintea credinciosului, despre cei care erau acolo în biserică, despre dumneavoastră, despre toți cei care frecventează bisericile lui Hristos. Și anume, mintea credinciosului, dragii mei, cine gândește frumos, trăiește frumos. Cine gândește frumos, trăiește frumos. Dar ai mare grijă cu ce strănești mintea. Ai mare grijă cu ce strănești mintea. Ai mare grijă ce citești, ai mare grijă la ce te uiți, ai mare grijă la ce auzi. Pentru că toate acestea sunt niște simțuri care hrănesc materia noastră cenușie. Și felul în care noi ne comportăm determină, de fapt, felul în care noi gândim. Dar mai este și cealaltă variantă, că dacă cineva a acceptat pervertirea gândurilor, dacă cineva a acceptat acel adevăr care era ușor și gâdila urechea, va trebui să se aștepte și la pervertirea trăirii lui. Este un proverb românesc, spune-mi cu cine te însoțești, te prietenești, ca să spun cine ești. Foarte interesant. Dar un verset foarte dureros din Sfânta Scriptură, din Cartea Proverbelor, este Proverbe 1:31, de aceea se vor hrăni cu rodul căilor și se vor sătura cu roada planurilor lor. Fiecare dintre cei care au ales să-și pervertească gândirea, ei se vor hrăni cu fructul gândirii lor. Oamenii pe care am enumerat anterior, caracter, comportament, ei se vor hrăni din lucrurile acestea. De aceea Sfânta Scriptură vorbește despre ei, despre sfârșitul lor. Ai vrea să închei. Ereziile acele nimicitoare sunt strecurate pe furiș pentru că sunt etichetate ca adevăruri răstălmăcite sau adevărul care gâdilă urechea. Și din păcate am văzut mulți cărora le place doar să le gâdi urechea. Am văzut oameni cărora le place să le spui ce vor să audă. Și se găsesc imediat învățători de genul acesta.
care vor spune oamenilor ce vor să audă, ca ei să fie aplaudați și să câștige. Dar dacă nu te aplaudă Domnul, poate să aplauzi de 10.000 de oameni, că e tot în zadar este. Răstălmăcirea cuvântului Dumnezeu merge mână în mână cu decăderea morală. Și din păcate am văzut N exemple în genul acesta. În momentul în care ai început să răstălmăcești cuvântul lui Dumnezeu, deja undeva îmi pun un semn de întrebare a moralității în viața ta. Când începi să spui binele rău și răul e bine, îmi pun semne de întrebare la relația ta cu Domnul Iisus. Slujba pe care o fac, pare de consiliere la familii, mă aduce în acest prag de cele mai multe ori. Și lucru cel mai evident în viața celor mai multe familii este că nu mai iau cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate supremă în viața lor. Nu-L mai iau pe Dumnezeu ca autoritate supremă în viața lor. Și au început să justifice faptele în funcție de context, așa cum au zis și anterior. Și din păcate iau versete din Scriptură și le aranjează și le potrivește până cu altele ca să pice bine. Poate pare pentru unii care nu știu, dar ereziile acestea care au intrat în biserică, dragii mei, este și din cauza credincioșilor. Pentru că acest proces al alunecării care începe cu compromisul și de fapt procesul acesta a alunecării începe întotdeauna cu compromisul. Vulpile mici strică viile mari. Dar vedeți, dragii mei, compromisul este atât la învățători cât și la credincioși. Dumnezeu să ne ferească de compromis. Dumnezeu să îndure de noi să fim foarte atenți în momentul în care va trebui să negociem. Și când începem să negociem cu cuvântul lui Dumnezeu și cu ideile celui rău, deja suntem pe un tărâm străin, dragii mei. Eva, în momentul în care ea a început să negocieze cu diavolul, ea deja a mers pe un tărâm foarte periculos. Și de fiecare dată când am încercat să negociez, când am încercat să cred că aș putea să fiu mai tare, atunci m-a lovit diavolul cel mai mult. În pofida vieții morale, așa cum a fost descris, urât de tot versetele acelea, foarte urâte, dar reale, autentice. În pofida trăirii lor atât de imorale, totuși s-au strecurat pe furiș. Știți de ce? Pentru că pe parcurs a intervenit o orbire în credincioșii din biserică. Faptele lor erau complet imorale. Oameni de un caracter îndoielnic. Învățătura lor nu mai era învățătura așa cum a lăsat-o Apostolul Petru. Și a început să facă separare. O zis, asta nu ne mai trebuie, asta nu ne mai trebuie, aici putem să adăugăm asta. Când am auzit că se dorește o upgradare, un update la Biblie, pentru că nu mai este contemporană Biblia. Și trebuie să adaptăm Biblia la viața de astăzi, la cotidianul de astăzi. Dragii mei, Biblia nu e o carte pe care o ai în bibliotecă de o anumită editură. Da, foile acestea le-a scris cineva, dar autorul ei suprem este Dumnezeu. Orice iotă, orice punct, orice virgulă a fost sub stricta supraveghere a lui Dumnezeu. Toată Scriptura, din scoarță în scoarță, nu are nici cea mai mică greșeală, nu are nicio contradicție, este desăvârșită.
sunt greșeli de tipar, este altceva. Dar în idee, în teologie, în gândire, felul în care este structurată prin peste 40 de autori, de scriitori, pardon, că autorul suprem este Dumnezeu. Asta este Scriptura. Și aici avem un avertisment, dragii mei, cu care doresc să închei. Pentru noi credincioșii, pentru că noi trebuie să-i tragem de mânecă pe cei care mâniesc cuvântul. Astăzi, când ai zis lucrul acela, oare ai greșit? Că nu prea scrie în Scriptură lucrul acesta. Apostolul Petru spune așa: dar cine nu are aceste lucruri, și deasupra versetului 9 sunt vreo 6 versete care orice credincios trebuia să le aibă, să unești cu, și vorbește acolo de o unitate extraordinar de frumoasă. Și spune: toți cei care, cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dragii mei, Scriptura, cuvântul, este vechi, dar nu învechit. Este de foarte multe sute și mii de ani, dar nu este învechit. Este actual astăzi și va fi și în 2300. Va avea exact aceeași valoare și autoritate cuvântului Dumnezeu. Egal în ce limbă îl vei citi. Păcatul este de fapt un anestezic, un inhibator. El înșală, înfășoară lesne și împietrește. Așadar, dragii mei, având aceste avertizări din partea Apostolului Petru, din Cuvântul lui Dumnezeu, cine crede că stă în picioare, cine chiar are impresia că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Am auzit cuvântul: băgați de seamă că vor veni oameni să vă înșele. Apocalipsa: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Cum păstrezi? Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Este imposibil să fii orb, este imposibil să nu vezi, este imposibil să nu-ți dai seama de o erezie, câtă vreme cuvântul lui Hristos locuiește din belșug în noi. Lupta e pe viață și pe moarte, dragii mei. Așadar, Doamne, ajută-ne și adu viață. Amin.